Sărbătorile Crăciunului le voi petrece acasă, așa cum le-am petrecut mereu. Și noaptea de Revelion voi fi tot în Mediaș și vreau să invit pe medieșeni pe această cale să ne întâlnim la ora 12 în fața primăriei pentru a ciocni împreună un pahar cu șampanie. Cu această ocazie am pregătit, spun eu, un frumos foc de artificii pentru ca în acest mod să trecem în anul 2018.